alături de beneficiile incontestabile pe care informatizarea le aduce la nivelul societății moderne, aceasta introduce și multe vulnerabilități. Securitatea rețelelor de calculatoare este în acest moment parte integrantă a domeniului rețelelor de calculatoare și ea implică protocoale, tehnologii, sisteme, instrumente și tehnici pentru a securiza și opri atacurile răuintenționate. Atacurile cibernetice au crescut considerabil în ultimii ani, iar conform unor rapoarte Europol, infracțiunile comise în spațiul cibernetic provoacă pagube anual de peste $1 trilion. Infracțiunile cibernetice și securitatea din mediul online au devenit unele dintre cele mai importante probleme sociale ale secolului 21. Dar să vedem când a avut loc primul atac cibernetic. Mulți cred că primul atac cibernetic din lume a avut loc în anul 1988, când Robert Morris, un student al Facultății de Inginerie Informatică din New York, a creat un virus care a blocat ceea ce reprezenta la acea vreme internetul. Dar virusul lui Morris nu poate fi considerat ca primul atac cibernetic din istorie. Povestea primului atac cibernetic s-a petrecut pe vremea în care nu existau nici computere și nici internet. Prima rețea națională de date a fost construită în Franța în 1790. Această rețea era un sistem telegrafic mecanic alcătuit din lanțuri de turnuri, fiecare având un sistem de brațe de lemn mobile. În fiecare turn existau operatori care, prin dispunerea brațelor în diferite poziții, puteau reprezenta numai puțin de 196 de simboluri diferite. Mesajele ajungeau la destinație mult mai repede decât scrisorile, iar rețeaua era rezervată doar autorităților. Lanțul de turnuri, situate la o distanță de 30-40 de kilometri unul de celălalt, formau un sistem telegrafic mecanic prin care se transmiteau date vitale pentru autorități. Diferite configurații ale acestor brațe corespundeau anumitor litere sau numere. Astfel, se crea o secvență de caractere. Semnalele erau observate de către operatorul următorului turn prin telescop. Mesajele erau transmise cu o viteză remarcabilă. În 1834, François și Joseph Blanc au găsit o modalitate inedită de a folosi rețeaua pentru propriul câștig. Frații Blanc, doi banchieri cunoscuți la acea vreme, tranzacționau obligațiuni de stat la bursa din Bordeaux. Trebuie spus că bursa din Paris dădea tonul în privința comerțului, fiind cea mai mare bursă din țară. Și pentru că informațiile despre tranzacțiile de la bursa mare din Paris ajungeau în oraș cu câteva zile întârziere, cei care aveau acces primii la informații puteau câștiga bani frumoși, anticipând mișcările pieței. Frații Blanc au găsit o soluție la această problemă. Au mituit un operator de semafor din orașul Tours, care primea știri despre bursă de la un complice din Paris. Treaba operatorului era să transmită aceste știri din Tours la Bordeaux, folosind semaforul. Dar să vedem cum funcționa planul. Pentru că sistemul era rezervat comunicațiilor de stat, iar operatorul mituit nu putea să transmită mesaje la discreție, fiindcă ar fi fost detectat, frații Blanc au găsit cum să treacă și peste acest obstacol. L-au instruit pe operator să introducă un anumit set de coduri în mesajele transmise de autorități. Aceste coduri erau gândite să pară niște erori, dar de fapt conțineau informații vitale despre bursă. În mod normal, când făcea greșeli la semnalizare, operatorul trebuia să încifreze și o erată în transmisiile următoare. Atât eroarea cât și erata erau apoi transmise de la un turn la altul. După ce ultima stație primea mesajul eronat și erata, eroarea era corectată. Frații Blanc au plasat un alt complice înarmat cu un telescop în apropierea ultimei stații din apropierea orașului Bordeaux. Acesta urma să citească erorile, să le traducă și să ofere informațiile fraților Blanc. Așa a avut loc cu succes primul atac cibernetic.
Înșelătoria a ținut timp de 2 ani și a ieșit la iveală doar atunci când operatorul corupt din Tours s-a îmbolnăvit și a decis să-și roage un prieten să-i țină locul. Din păcate pentru operator, prietenul l-a trădat și l-a raportat autorităților. Cum la acea vreme nu exista vreo lege clară în privința folosirii abuzive a sistemului semafor, frații Blanc au fost eliberați. Privind retrospectiv primul atac cibernetic, putem vedea că sistemul semafor era foarte nesigur. Probabil că dacă nu erau frații Blanc, altcineva ar fi profitat de pe urma vulnerabilității sistemului. Atâta timp cât există o slăbiciune, oamenii o vor exploata și, la fel ca în cazul tuturor sistemelor de securitate, veriga slabă sunt oamenii. Securitatea cibernetică este un subiect discutat frecvent în ultimii ani, pentru că mediul virtual este unul dinamic, aflat în permanență schimbare. Tehnologiile folosite sunt înlocuite, actualizate și modificate constant, apărând astfel noi și noi provocări. Specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția că și atacurile vor deveni din ce în ce mai sofisticate și vor avea consecințe devastatoare pentru oameni și companii. În cazul fraților Blanc, care au lansat primul atac cibernetic din istorie, a fost vorba de un operator corupt. Dar povestea acestora ne amintește că atunci când apare o invenție nouă, oamenii vor găsi o cale să o utilizeze cu rea credință.